ziua! Bine v-am regăsit la un nou episod de pe canalul meu de YouTube. În episodul de astăzi vă voi prezenta o serie de produse pe care eu mi le-am cumpărat în urmă cu ceva timp, mie mi-au plăcut și am vrut neapărat să le vedeți și voi. Puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă v-au plăcut și vouă, dacă aveți unul dintre aceste produse și aștept noi sugestii de la voi, noi idei de clipuri și haideți să fim o comunitate cât mai mare aici pe YouTube. Vă aștept să vă abonați la canal, să mă susțineți printr-un like, comenturi, tot ce vreți. Acum să începem. Primul produs pe care vi-l voi prezenta este un set. Este un ondulator cu aer cald. El arată cam așa. Da. Aici este acel LED care vă arată că produsul este gata. Aici aveți două trepte prin care puteți regla viteza. Este de la firma Switch On. Aici este un buton pe care voi îl puteți folosi dacă vreți să bată aerul rece în timp ce vă faceți coafiura sau nu. Iar aici este un buton push care vă voi arăta imediat ce face. Acum o să vă pun la el capătul lui principal. Așa arată el. Este mai mult ca o perie electrică care se folosește pe părul ud. Nu-l folosiți pe părul uscat pentru că nu va avea niciun efect. Ea vă ajută și să vă îndreptați părul și să vi-l faceți cu bucle. Are mai multe atribuții. Deci acesta este accesoriul lui principal. Acum mă va ajuta butonul push pe care vi l-am prezentat mai devreme să îl scot. Pe lângă acesta, el mai prezintă încă 3 accesorii. Așa. Acesta și ultimul, dar nu cel din urmă, este un capăt care imită un ondulator. Mă gândesc că știți cum se folosește, puneți părul aici și începeți să vă faceți buclele. Inițial nu am știut ce să cred despre acest produs, dar pe parcurs am văzut că își face foarte bine treaba și chiar mi-a plăcut. Ce mi-a plăcut cel mai mult la acest produs este faptul că am primit cadou și această geantă pentru depozitare. O puteți lua cu voi în vacanțe, în călătorii, în excursii, pe unde mai mergeți voi. Este foarte încăpătoare, intră toate accesoriile fără probleme și aparatul. El a venit cam așa, în această cutie. Aceasta este cutia și zice că are două trepte de temperatură, 4 accesorii și o geantă de depozitare. Acum să trecem la următorul produs pe care l-am achiziționat. Este un ondulator simplu. Am văzut că cei de la magazin aveau și o variantă mai micuță, dar nu mi-a plăcut aceea. Eu, având și părul foarte creț, am nevoie de un ondulator care este mai mare. Cutia de la el nu o mai am pentru că l-am cumpărat mai de mult și nu am mai păstrat-o. Următorul produs este această placă de păr. Este o placă de păr din ceramică. Mi-a plăcut foarte tare designul ei. Este mov. Ea arată cam așa. Are cablul acesta de până la 2 metri. Este mov din ceramică. Aici are butonul on-off. Are și un LED care vă arată dacă placa este gata pentru a fi folosită și
am văzut pe instrucțiunile ei faptul că trebuie să așteptați 4 minute ca placa să fie gata pentru a vă îndrepta părul. Iar ultimul produs pe care vreau să vi-l prezint este această trusă pentru manicură și pedicură. O să o desfac. Văd că și aceasta are o gentuță pentru călătorii, numai bună ca să vă luați aparatul cu voi. Acesta este adaptorul, are capătul care se bagă în priză, celălalt vine în aparat, un fir, ca și acelea de la telefon. Aici vine aparatul. Așa vine. Și acesta vine împreună cu mai multe accesorii. Pentru pilirea unghiilor este acesta. Este un set complet care mie îmi place mult și abia aștept să îl folosesc, să văd dacă își face treaba. Zice că este și pentru manicură și pentru pedicură. Eu n-am încercat niciodată să-mi fac pedicura, dar cred că cu acest set voi începe. Este de la firma Sanitas. Văd că are și două viteze aici, mai tare și mai încet, un LED la fel. Și mi s-a părut un accesoriu bun, care, având și mărimea aceasta micuță, îl pot lua cu mine oriunde am nevoie. Din nou, clasica gentuță pentru depozitare. El arată cam așa. Îmi place tare mult, abia aștept să le refolosesc pe toate. Acesta nu l-am folosit încă, dar este timp pentru toate. Cam acestea au fost produsele mele. Sper să vă placă. Nu uitați să vă abonați la canal. Dacă vă place ce fac, puteți să mă susțineți printr-un like, share, subscribe. Eu am fost Patri și vă urez o zi bună în continuare.